Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episod de azi, haideți să începem cu oferta din shop. Avem aici Royal Recruits-ii pe care îi colectăm. O să luăm și X-Bow și o să luăm și Wallbreaker. De fapt, o să luăm toate epicele, inclusiv Tornado. Bun, și în continuare vedem că am strâns deja 10 cheițe și avem storage-ul full. Asta înseamnă că nu vom mai putea colecta și vom folosi una să deschidem acest giant chest. Bun, hai să vedem ce găsim în el. Avem 3300 de gold, wildcard, barbarian hunt, minions și acum ce ne interesează, un electro dragon și atât, o singură legendară, o singură epică în Royal Giant. Mai departe, vom continua cu, hai să-și donăm aici, vom continua cu meciurile din challenge. Vedem că avem 3 victorii și 3 înfrângeri până în acest moment și reward-urile sunt necolectate. Următorul ar fi chiar această cheiță, dar haideți înainte de toate să mai maxăm din cărți. Avem prințul care este la 200 din 200 și îl ducem în level 13. Ok, o să-l facem și star pentru că avem suficiente star points-uri. Bun, următoarea carte ar fi... hai să vedem. Ar fi acest Goblin Drill. Îl ducem și pe la level 11. Și în acest moment avem toate cărțile level 11 plus. Mai avem, hai să vedem, Tornado. Nu sunt sigur dacă avem suficiente, ba, sunt destule. Da, putem să facem și Tornado de level maxim. Folosim 100.000 de gold și îl facem și star. Bun. Și mai avem în continuare 230.000 de gold. Am putea maxa o legendară. Avem de ales între Graveyard, care mai are nevoie de 6 bucăți, sau Prințesa, care mai are nevoie de 12. Dar sincer aș opta pentru Prințesă. Îmi place mai mult Prințesa. Și din ce mi-amintesc, cred că avem cărțile necesare, 12 la număr, așa că vom merge pe Prințesă. Bun, dăm upgrade-ul și o avem și pe aia la level maxim. O să o facem și pe aia cu star. Și în acest moment avem toate cărțile care sunt deja maxate și cu star points. Bun, și mai avem 223.000. Hai să vedem ce carte merită să fie cu double star points. Și o să merg pe Goblin Barrel pentru că îmi place level 3 de la această carte. O ducem în level 2 și avem mai avem 8.000 de star points care nu putem face nimic în acest moment. Bun. Până una alta, o să deschid reward-urile din turnament, dar aș vrea să nu pierd acele rare, așa că o să deschid niște trade-uri repede. Avem nevoie de... să rămânem cu 9 din 10 ca să nu ne dea gold în schimbul lor. Pentru că la un moment dat vom avea nevoie, în momentul în care va apărea o nouă rară, cu siguranță vom vrea să o avem și vom face trade-uri. Bun, haideți să colectăm reward-urile. Avem și gemuri, avem și două legendare, da, așa cum putem să dăm cancel la
la trade-uri. Bun. Ok, și continuăm cu meciurile din turnament. Mai avem un grămadă de jucat și în 10 ore va expira. Îi dăm drumul cu primul meci. Hai să vedem. O să începem cu Tesla undeva în centru sau mai degrabă Valkyra din spate. Nici nu știu. Hai să vedem. Nu cred că e nevoie de freeze acolo și voi trimite și mini PK-ul. Oh, ne luăm două hituri. Destul de urât. Și hai să vedem ce reușește mini PK-ul. Da, va dobori turnul. Și trebuie să rezistăm acestui Inferno Dragon. Avem două arcașe pregătite, dar să sperăm că nu are Eros. Și avem noroc. Bun, în acest moment suntem într-un avantaj destul de bun. Practic, meciul e aproape... Nu meciul câștigat, dar turnul e aproape doborât. Trebuie doar să ne menținem acest avantaj. O să pun Tesla aici în centru. Excelent, am atras acolo și Lumberjack-ul. Și sincer, aș muta atacul pe partea dreaptă. Ok, să vedem cum scăpăm de... de acel prinț. Avem aici mini PK-ul. Probabil va da un hit pe turn. Să dau Eros, să nu dea două. Și reușim să mai lovim un pic turnul din stânga. Ne apropiem ușor-ușor de doborârea lui. Punem Tesla, deși cred că ar fi fost mai indicat să dăm racheta. Nici nu știu. O să pun aici freeze-ul. Da, și cred că am făcut o mișcare bună. Ok, Valkyra din nou în centru. Focălim acolo Lumberjack-ul. Arcașele din spate. Trimitem și mini PK-ul și ar trebui să dăm o rachetă aici. Prindem... cele două trupe. Ok. Oh, trebuie să rezistăm aici. Mini PK-a. Oh, și ce greșeală am făcut. Dar s-ar putea să avem noroc. Da, avem noroc și obținem victoria. Victoria care ne aduce din nou o cheiță și o să avem din nou maxim. Eu folosesc cheițele doar pentru chesturile cu 12 ore sau o zi. Din cauza asta s-au strâns 10. Am început foloseam și pe cele de 8, chiar și pe cele de 3 ore, dar mi se pare mai eficient așa. Bun, continuăm cu următorul meci. Și haideți să vedem. Un mini pack aici. Așteptăm momentan. Aș putea să trimit Hog-ul, dar... Ok, un Eros acolo. Va distruge turnul acel Dark Prince. Punem arcașele aici. Valkyra. Scăpăm bine de acest... Goblin Barrel. Ok, o să dau racheta pe... Sper să prind ambele trupe. Nu prindem prințul, din păcate. Și... sincer să fiu, pe el îmi doream mai mult să-l lovesc. Hai să vedem aici. Scăpăm de ambele cărți. Da, și avem un avantaj destul de mic. Doar 200 de star points de hit points în... avantaj pentru noi. Punem Tesla. Ok,
porque se ne mai faci de aici. Da, scăpăm fără hit pe turn. Punem Valkyra în față. Din păcate vom pierde Arcașa. Oh, și nici nu știu. Ok, scăpăm și de... Da, de toate cele trei trupe, dar nu reușim să ne apropiem de turn. Să încercăm un atac cu Hogul, chiar acum. Dăm un Eros aici. Da, aș pune din nou Bomber Taurul. Încercăm din nou push cu arcașele. Să pun și Tesla aici. Bun, încercăm din nou un push. Ai, destul de strâns meciul, nu-mi place. Nu-mi place pentru că... Pentru că e strâns. Și balanța se poate înclina în orice, în orice direcție. Prindem bine și bomberul. Nu știu dacă să mai dau o... Scăpăm de prințesă. Scăpăm și Valkyra. Da, avantajul e un pic mai consistent acum. 800 de hit points. Dăm Eros aici pe turn. Scăpăm de acel Goblin Barrel. Și vom... Ok, freeze plus mini P.K. Trimitem și Hogul. Bun. Da, din fericire, timpul se scurge în favoarea noastră. Dăm aici rachetă. Și ar trebui să mai reușească Valkyra câteva hituri. Da, și obținem victoria. Două victorii din două meciuri. Un început grozav. 2500 de gold. Bun. Aș vrea acum să dăm un meci și în arenă. O să dăm un 2v2. E mai chill. Probabil vom face episod și când vom urca la în Master 1, dar avem nevoie de 3 victorii și nu mai avem suficient timp pentru ele în acest episod. Bun, hai să dăm un 2v2, să ne umblem acolo slotul cu un chest. O să începem cu arcașele din spate. Lăsăm pe el să dea logo-ul. Ok, vedem că a pus Valkyra. Încercăm un push pe dreapta cu... Oh, excelent. Da, se țin tare și ei. Mă așteptam să ne dea victoria la acel push cu P.K. Valkyrie și Hog. Dar nu renunțăm, asta e bine. Ok, din nou log acolo. Simitem Valkyrie pe... Aș fi putut dau Eros, era mai safe. Dar am zis să mai ținem de elixir. Hai să vedem. Avem un push puternic pe ambele părți. Ah, era bun un Eros, dar n-am suficient elixir. Ok,
Bun, scăpăm foarte bine cu din acest atac. Și victoria ușor se apropie de final. Da, aproape doborât și turnul din dreapta. Avem aici Hogul pregătit. O să dau și Eros. Deși chiar nu prea mai conta. Să trimitem Valkyra în fața prințesei, aș vrea, perfect. Perfect, pus acolo și el o Valkyra. Punem Eros și ar trebui să obținem obținem victoria acum. Ce spui? Ah, nu e suficient. A, probabil vom câștiga doar cu 2-0. Mai dăm aici un Eros. Și cam asta e soarta meciului. Obținem victoria cu 2-0. Și haideți să vedem ce chest vom primi. Probabil tot un silver chest. Da, poate un gold. Da, bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!